focul arde mocnit, aruncând din când în când rotocoale roșietice, înfiorând liniștea caldă a odăi. Ramona, o fetiță de vreo 6 ani, se ridică din patul ei și se îndreptă spre fereastră. Ce mare zăpadă și ce caragios în copaci împrăpădiți cu pumuleț alb. Uite, cel lângă voiatul îmi amintește de bunica. Ea vine întotdeauna apăsată sub o povară grea, cu nuci, cu mere, ori mai știu și eu cu ce. Săraca bunii, eu fi fric și ei acum. Privi cerul și observă. Ce ochișori frumoși aveți voi, steluțelor! Știți ceva? Mama și tata nu știu că eu nu dă. Ei, i-am păcălit. Ce credeau ei? Că eu am chef să mă culc așa, odată cu găinile, când trebuie să vină Moș Crăciun? Nu știu de ce n-a venit până acum, dar vreau să mă găsească zeaza. Până atunci, mi-ar place ca voi, steluțelor, să-mi spuneți o poveste. Luă un ursuleț dintre jucării, îl mângâie pe urechi și spuse: Hei, Martinică, nu dormi! Să nu cumva să închizi ochii și să n-auzi când vine moșul, că atunci mă supără pe tine și nu-ți mai dau din ce o să-mi aducă. Se îndreptă apoi spre pat. Așeză ursulețul alături de ea, se acoperi, apoi privi lung spre fereastra, dincolo de care luna ardea stâns, înconjurată de mări de scânteie palide. Ah, ce face moșul ăsta de cum mai vine? Vouă, stelelor, nu vă e somn, ați dormit azi, voi vă jucați noaptea când mie mi-e somn. Mai clipi de câteva ori luptându-se cu somnul, apoi a dormit. Începu să viseze. Deasupra, din cerul albit de stele, o steluță tremură în locul ei, clipind vesel din ochi. Începeau să ne răspundă de jos, de pe pământ, trilul vesele de păsări.
La răsăritul soarelui începea cântecul pământului. Noi eram treptat înlocuite de suriștii zilei, urmând să revenim în amurg. Ce armonie și bucurie umplea cerul și pământul. Viața era o sărbătoare. Ah, îmi amintesc și acum cu câtă pricepere l-a creat pe om. Așa, dintr-un pumn de pământ, să faci ceva așa de frumos. Nu-i lucru mic, semăna cu Creatorul. Lui Dumnezeu îi făcea plăcere să stea de vorbă cu omul. L-a făcut stăpân peste tot pământul. Toate căutau să intre în voie, căci era singurul care purta chipul Creatorului. Dar s-a întâmplat ceva. Îmi vine și acum să plâng când îmi amintesc. Omul pe care tatălui îl iubea așa de mult a fost înșelat de Satan, vrăjmașul lui Dumnezeu. El n-a ascultat de Dumnezeu. Ce mult rău și nenorocire s-a bătut asupra sărmanului om. De atunci, lupul mănâncă mielul, trandafirii au chimpi. Atunci au apărut primele lacrimi pentru suferință și moarte. Iar omul n-a mai putut vedea fața celui pe care nu-l ascultase. Ce păcat! Și tu, Steluță, n-ai încercat să-l ajungi cumva pe om? Nu ți-a fost milă de el? Oh, nici nu știi cât m-a durut și mai ales când am văzut ce mult s-a întristat inima lui Dumnezeu de neascultarea omului. Eu, în locul meu pe cer, nu mai podeam cu plânsul. Cum să nu plângi când vezi atâta necaz și răutate? Dintr-o grădină a raiului, pământul a ajuns o vale a plângerii, a morții. De atâta lacrimi și durere, eram gata să mă sting. Cât n-aș fi dat ca măcar o lacrimă să atingă sufletul omului împietrit în rău și să strânească în el lacrima pocăinței. Puțini oameni mai credeau că Dumnezeu se va îndura de om și va scăpa. Totuși, credința lor a fost aceea care mi-a dat curajul să nu mă sting de tot. Să știi că eu nu te-aș fi lăsat să te stingi. Mi-e așa de drag când te văd strălucind. Dar ce se aude? Unii au crezut că prevestesc ceva de rău,
alții de vine. Pentru magii însă am fost un semn dumnezeiesc, așa că și-au încărcat cămilele cu bucurii și au pornit bucuroși pe urmele razelor mele. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Erau nerăbdători să-l cunoască pe Mesia, pe noul împărat al lui Israel. Drumul nostru s-a sfârșit. Căutarea lor s-a oprit la Betleem, așa cum bine-ai spus chiar tu mai înainte. Îngenunchiați înaintea unui prunc de curând născut, ei i s-au închinat și au depus aurul, smirna și tămâia la picioarele lui, pentru că ei au recunoscut în pruncul Iisus pe Mesia cel mult așteptat, pe împăratul a cărui domnie a început atunci și nu se va sfârși niciodată. Frunte, ca un dragon. O, cum ne-a mai
care mai fi Iisus se prunc în Betleem, de-aș avea palate, cum în lume sunt, unde diamante soarele răsprând, unde rubine de foc și topaz, pe toate uitările aș da, și-aș veni Iisuse lângă ieslea ta, de-ai fi tu, Iisuse, pruncul voievod, de-aș fi eu cezarul, de-aș fi eu Irod, aș pune sub tălpile tale cununa și scump diadem și... De-a-l mai fi Iisus se prunc în Betleem. Amin.
Este o mare mirare faptul că nașterea unui prunc a constituit cel mai important și măreț eveniment din istoria Universului până acum. Dar vreau să vă spunem în mod deosebit celor care probabil că nu știți, pruncul a crescut, în numele Lui a fost, este și va fi Iisus Hristos Domnul și după ce a crescut, tuturor celor care i-au dăruit inima, Domnul acesta binecuvântat i-a purtat pe braț puternic. Noi am experimentat aceasta. Să ascultăm la poezia pe braț puternic te-a purtat. Fratele Claudiu Tudeciu. Slăvit să fie numele Domnului, a pruncului născut în Ieslea Betleemului acum 2000 de ani. Însă mesajul lui astăzi pentru dumneavoastră, pentru fiecare din dumneavoastră și mai cu seamă la sfârșitul acestui an este pe braț puternic te-am purtat și încă vreau să te mai port. Ascultă-mă, poporul meu iubit, tu casa lui Israel, tu Iacove, tu robul meu neprihănit ce te-a purtat pe braț puternic și nu te-a părăsit. Din obârșia ta am fost mereu cu tine și te-am ascuns la pieptul meu să-ți fie ție bine. Când ai trecut prin foc am fost și atunci cu tine și un fir de păr ți s-a ars când ai strigat spre mine. Iar ape mari când au venit și s-au zdrobit catarbul, m-am ridicat la cârma ta să știe tot înaltul că eu sunt Dumnezeul tău și nu e ca mine altul. Pe brațul meu puternic te-am purtat și încă vreau să te mai port. Prin greu să fiu cu tine și să te sprijinesc, în șoaptă dulce să-ți spun că te iubesc, că eu m-am frânt și pentru tine ca să te mântuiesc. Dau pentru tine neamuri, popoare întregi dau pentru viața ta, ai preț în ochii mei și te iubesc. De la începutul tău și până în veșnicii, cu dor te caut, te chem și îți vorbesc. Ascultă-mă când strig din cerul meu preanalt, oprește-te o clipă în loc și uită-te în trecut. De tine și de casa ta, atâta grijă cine-a mai avut. Când îți plecai genunchiul în miezul greu de noapte și nu simțeai la căpătâi decât străine șoapte, tine în Pireu eu coboram ca să mă simți aproape. Și rugăciunea ți-ascultam, apoi pluteai pe ape. Ascultă-mă când strig din cerul meu de sus, vreau fiul meu biruitor să fii, mereu cu steagul sus. Să nu asculți în viața ta nici când străine șoapte, străjeri viteaz, pezit să fii. Mai e puțin din noapte, mai e puțin ișesc pe dealul zorii, și voi veni să te ridic în bucurii și în glorii. Și lacrima ce astăzi încă mai un al tău obraz, eu o voi șterge sus în cer, unde nici când va mai fi necaz. Pe brațul meu puternic te-am purtat și încă vreau să te mai port. Din veșnicii în veșnicii, în inima-mi de tată, eu te-am săpat adânc. Să știi, n-am să te uit vreodată, n-am să te uit copilul meu iubit. Să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, de nu voi aminti de tine și chinul suferit.
Dar tu rămâi statornic, încrezător în Dumnezeu, copilul meu iubit. Amin. Pentru că tot am vorbit despre Domnul Iisus și despre istoria Lui, să ascultăm acum cântarea istoria Lui Iisus. După care, un grup de tineri din biserica Muntele Sionului Petrila va cânta spre slava Domnului. Apoi, din toată inima dorim Domnul să binecuvânteze corul bisericii Muntele Sionului din Petrila, de asemenea să laude pe Domnul, pentru ca să trăim în toată plenitudinea, bucuria aceasta a nașterii Domnului Iisus. M-am gândit oare de ce a trebuit și trebuie să stăm în seara aceasta? În frică. Până Anca și Timotei vor veni la cântare, vreau să spun că mi-a dus Domnul aminte de faptul că însuși Domnul cu familia sfântă au trăit într-o noapte friguroasă. N-au avut calorifer, n-au avut o sobă. Oamenii au fost mai puțin simțitori decât animalele din grajdul, de la marginea Betleemului. Poate că este bine să ne gândim atunci când ne este frig, că Domnul a durat toate acestea, ca nouă mai trebuie să ne fie bine, la pieptul plin de dragoste fericită a Domnului. Slăviți să fie Domnul. Amin.
sufletele dumneavoastră. Există un moment, în fiecare an există o zi, când toți care sunteți aici observați ziua de naștere, când toți care sunteți aici împliniți o anumită vârstă, poate 5, poate 10, poate 60, poate 70 de ani. Zilele următoare o să ne amintim de o altă zi de naștere, ziua de naștere a Mântuitorului nostru, care împlinește peste 2000 de ani de când s-a născut și n-a mai murit și trăiește în veci. Numele Lui este Iisus Hristos. Și cântarea noastră spune, din ziua ta îți urăm bun venit, din nemurire pe pământ ai venit. Îți cântăm dragostea ce ne-a unit, din ziua ta îți urăm bun venit.
Este. Amin. Până dumneavoastră se așează pentru ca să facem liniștea cuvenită, aș vrea să vă spunem și din toată inima rugăm să ne creadă asta pe fratele Silviu Horea din Timișoara, că îl primim cu toată căldura de care noi suntem capabili. Primăria nu a avut aceeași grijă, oricum dorim ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Silviu Horea, care a venit de la Timișoara. Și parcă așa, ca un, nu știu, light motiv, de acolo s-a vorbit și o revoluție, nădăjduim să prindă toată țara, dar o revoluție binecuvântată, în urma căreia sufletele celor nemântuiți din România să se mântuiască. Amin. Frate, să încep recitindu-vă un vers cu două de luminismul. Hai că nu mă omul, că timpul e scurt. Plece cine vrea să plece. Ca să pot să spun și eu câteva cuvinte și apoi să mă îmbrac și să pot pleca, da? Ok, m-am convins încă o dată seara aceasta, nu că aș fi avut întoieri, de cuvântul pe care Înțeleptul Solomon l-a citit în Cartea Sfântă și l-a scris apoi, cine găsește o nevastă înțeleaptă, este un dar de la Dumnezeu. Am vrut să plec în costum de acasă și cam eu zis, nu, ia-ți și geaca, pentru ce să mai am? În mașină e cald, îmi duc, e cald, ia-ți geaca. Bine am făcut. Să mulțumiți Domnului pentru soția mea. Să-i mulțumesc și eu și mulțumesc în timpul lui Dumnezeu și sunt recunoscător pentru Cami. Vă invit ca să vă despărțiți și voi să vă ridicați în picioare. Și vreau să citesc câteva versete numai în seara aceasta și vă promit că voi încheia foarte repede mesajul în seara aceasta. Matei, capitolul 2, Cuvântul lui Dumnezeu prezintă vizita magilor după nașterea Domnului Iisus Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua îndrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Mergem mai departe și citim din versetul 9. După ce au ascultat pe împărat, magii au plecat. Și iată că steaua pe care au văzut să răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pomul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă. Au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis misteriile și au adus darul, aur, tămâie și smirnă. Amin. Aș vrea să faceți puțină liniște, vă rog. Dacă veți vorbi, voi predica eu în măsură, dar mă vreau să ne rugăm înainte lui Dumnezeu și pentru asta vă cer respect. Tată din cer, vine înaintea ta numele Domnului Iisus Hristos. Și îți mulțumesc pentru Betleem, îți mulțumesc pentru dragostea mare pe care o experimentez eu și cei prezenți aici. Îți mulțumesc pentru dragostea pe care ai demonstrat-o practic pentru că pentru noi, Doamne, trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos în niște condiții nefavorabile, într-o vreme nefavorabilă, pentru că ne-ai iubit atât de mult și îți mulțumesc. Îți mulțumesc că lumea a devenit mai bună, îți mulțumesc că lumea a devenit mai accesibilă, mai ușor de trăit decât s-a coborât Hristos în ea. Și îți mulțumesc, Doamne, că vrei ca noi pocăinții, ca noi creștini, să facem lumea mai bună, să întoarcem lumea spre Tine, Doamne, și să te prezentăm pe Tine cu cinste. Asta este dorința noastră și îți mulțumesc că și seara aceasta, prin lucrurile pe care le-am făcut aici, au fost lucruri pe care le-am adus înaintea Ta, Doamne. Au fost lucruri pe care le-am prezentat tocmai pentru a spune iubirea care stă în inima noastră. Tocmai pentru a prezenta oamenilor bucuria unei părtășii, unei vieți reale cu Tine. Îți mulțumesc că ne vei vorbi în continuare și cred că vei face mai mult decât putem noi, Tată. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Am citit o parte din Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta.
o parte din istoria nașterii Domnului Iisus Hristos și așa cum vă promiteam, n-am să vorbesc foarte mult în seara aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă, tradiția spune, Biblia nu detaliază foarte mult lucrul acesta, tradiția biblică însă spune că magii ar fi fost trei la număr și spune că erau bărbați. M-am gândit de multe ori și m-am tot întrebat, oare ce s-ar fi întâmplat dacă magii ar fi fost femei? V-ați fi gândit vreodată? V-ați gândit? Probabil ar fi luat-o pe Maria și ar fi zis că e o mamă neresponsabilă, nu? Probabil ar fi venit pregătită ca pentru un om născut. L-ar fi luat pe Iosif și a zis că e un tată fără minte. Cum să-ți crești copilul într-un graș? Așa sunt femeile, foarte grijuri. Însă Cuvântul lui Dumnezeu spune că au venit, hai să zicem, trei bărbați. Trei bărbați care, spune Scriptura, că au văzut o stea care a strălucit la un moment dat pe cer. O stea pe care i-au considerat-o mai însemnată decât celelalte stele. Și au zis, mă, sigurat, s-a născut un împărat puternic. Sigurat s-a născut cineva mare în lume și noi, ca niște învățați, vrem să ne aducem omagiul, vrem să ne aducem respectul înaintea împăratului de curând născut. Vrem să venim să ne închinăm înaintea lui. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că au pornit cale lungă, că s-au dus mult ca să aducă închinarea lor înaintea pruncului de curând născut al iudeilor. Iar în momentul în care ajung să se întâlnească cu Iisus Hristos, pruncul, îi aduc și daruri, pentru că așa e frumos, pentru că așa se cade, și spre surprinderea mea, nu îi aduc daruri de folos pruncului. Când mă duc la prietenii noștri de familie, care au copii în familie și avem câțiva prieteni de familie care au născut de curând, m-am pregătit cu camii foarte bine să mă duc cu suzete, cu hăinuțe, cu sticle, cu pampăși. Lucruri de folos copilului. Pe pelașul, nu? Spre surprinderea mea, magii vin, spune Cuvântul lui Dumnezeu, la truc, cu aur, cu tămâie și cu smirnă. Ce să facă copilul ăsta cu lucrurile astea? V-ați gândit vreodată? Și acum vă rog să ascultați motoul mesajului meu în seara aceasta. Darurile pe care le face lui Iisus descoperă ceea ce credem noi despre El. Darurile pe care le face lui Iisus descoperă ceea ce crezi tu despre El. Magii n-au văzut în Iisus Hristos un prunc de curând născut. Magii au văzut în El Regele, slăviți să fie numele Domnului. Au văzut în El Domnul. Au văzut în El Împăratul care avea să vină. Au văzut în El împlinirea Scripturilor. Au văzut cele numele cărora se vor pleca orice genunchi. Din cer, de pe pământ și de sub pământ. S-au uitat mult mai departe decât s-au uitat oamenii din Betlehem. S-au uitat mult mai departe decât s-au uitat Iosif și Maria și au văzut în El pe Împăratul lui Israel, pe Mesia. Și au zis, nu putem să venim oricum înaintea Prorocului. Titlul mesajului meu este următorul. Generația fără aur. Generația fără aur. Și ăștia suntem noi. Unul dintre darurile pe care acești magi le-au oferit Domnul Iisus Hristos, poate cel mai scump, poate cel mai important pentru vremea de atunci și care simboliza tocmai domnia Domnului Iisus Hristos, tocmai împărăția Domnului Iisus Hristos, a fost aurul. Aurul e pentru împărat, aurul e pentru rege, aurul e pentru cel care domnește. Iar magii aceștia s-au apropiat de Domnul Iisus Hristos și când și-au desfăcut darurile lor în acea atitudine de închinare, au dus aur înainte Domnului Iisus Hristos. Se spune în România despre o generație de sportivi, că sunt generația de aur. Cei că după generația de aur s-a ales praful de sport românesc. N-aș vrea acest titlu al mesajului meu să se potrivească pentru tine și pentru mine seara aceasta. Pentru că am înțeles, prin această dăruire, a magilor cel puțin trei lucruri. În primul rând, aurul simbolizează pentru mine loialitate. Simbolizează pentru mine credincioșie pe care poți să-i aduci regelui tău cu aceste sărbători, cu ocazia acestor sărbători. Ce reprezintă pentru tine Hristos? Ce reprezintă pentru tine Iisus? Un copil, raportarea ta va fi așa.
Te vei raporta la Domnul Iisus Hristos ca un copilaj adorat, ca un copilaj simpatic, ca un copilaj zâmbitor, care are nevoie de protecție, de îngrijire, de atenția părinților. Și vei fi tentat să te porți cu Domnul Iisus Hristos ca și cu copilaj. Să-L iei și să-L plinde cu acel până încolo, să te joci cu El și să faci glume pe seama Lui. Sau să-L puteți să vezi Domnul Iisus Hristos pe împăratul. Și când îl vezi pe împăratul, în primul rând trebuie să vină înainte Domnul Iisus Hristos și să-i aduci credincioșia ta lui ale tatăl tău. Am un cuvânt în Cartea lui Dumnezeu pe care vreau să vi-l citesc în seara aceasta. Luca, capitolul 16, versetul 13, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Un verset foarte, foarte frumos pentru noi în seara aceasta. Luca 16, cu 13. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu-i puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Anul acesta de Crăciun, fie anul acesta de Crăciun, să înțelegi că Iisus Hristos este Domnul, că Iisus Hristos este Împăratul. Nu e pruncul pe care să-L compătimești, că n-are haine, că n-are loc unde să stea, că nimeni nu i-a dat un loc în halul Lui, că cerilă sau Crăciun nu l-a primit în halul Lui. Nu! Nu e pruncul pe care să-i plici de milă, nu e pruncul pe care să ajungi cu 10.000 de lei în colect, nu e pruncul pe care să-L satisfaci cu o duminică seara pregătită într-o biserică sau în alt loc de adunare. Pruncul pe care să-L mulțumești cu lucrurile astea. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este deasupra lucrurilor pe care le știi tu și pe care le știu eu. Iisus Hristos este Cel care vrea loialitatea ta. E Cel care vrea credincioșia ta. Și cu Domnul Iisus Hristos aș vrea să spun în seara aceasta, numere să împați cu procente. Îți dau 90, îți dau 80, îți dau 50, lasă-mi și mie 50 pentru nevoile mele. Nu. Fie vei iubi 100%, fie nu vei iubi deloc. Ascultă-mă bine, tinere drag și drag ascultător al casului lui Dumnezeu în seara aceasta. Fie îl vei iubi deloc, sau îl vei iubi total. Hristos nu merge cu jumătate de măsură. Îmi pare rău să spun acest lucru în seara aceasta. Magii au înțeles importanța acestui lucru și au zis, noi vrem să ne închinăm. Noi vedem un Domnul Iisus Hristos mai mult decât copilul născut în Ieslea Betleemului. Noi vedem în El împăratul care trebuia să vină. Noi vedem în El omul care va străduci mai presus de orice om vreodată. Noi vedem pe împăratul, pe Mesia care va izbăvi lumea. Și vrem să ducem loialitatea noastră. Vrem să ne asigurăm de închinarea noastră. Tineri dragi, aveți acest dar de Crăciun înaintea Regelui? Ai acest dar de Crăciun înaintea Regelui, loialitatea ta? Sau zici, o, îl iubesc pe Hristos. O, dar iubesc pe Hristos. Nu-ți ajunge un duminică, nu-ți ajunge un timp, nu-ți ajunge o parte din inimă. Nu. Hristos vrea totul. Hristos vrea totul. Bogățește-te seara aceasta cu aurul loialității, credincioșiei și pune-l la picioarele Domnului Iisus Hristos în seara aceasta ca darul tău de Crăciun. Și zi, azi înainte, vreau să fii tu Domnul meu, 100%, aleluia. Vreau să mă închin lui Dumnezeu 100%. Vreau să slujesc lui Dumnezeu 100%. Vreau să dăruiesc lui Dumnezeu 100%. Vreau să mă ofer lui Dumnezeu 100%. Mai mult decât atât, magii au mai făcut un lucru. Nu numai că au hotărât să rămâne credincioși, să nu-L împartă pe Dumnezeu cu alții. Să nu-L jumătățească pe Hristos cu alții. Ci au ales să se dăruiască întregimea lui Dumnezeu. Au mai făcut un lucru. Prin aurul pe care l-au dăruit Domnul Iisus Hristos. Și au mărturisit supunerea pentru Dumnezeu. Supunerea pentru Domnul Iisus Hristos. Lumea aceasta este așa de greu să vorbești despre supunerea. Lumea aceasta este așa de dificil să prezinți oamenilor importanța unei vieți supuse în ascultare. Atâta vreme când sloganul lumii e simplu, tu ești stăpânul tău, tu ești propriul tău stăpân, destinul ție de propriile mâini, este filosofia lumii. Este ceea ce se vinde pe piață, este aerul pe care respirăm, este aerul împărțit pe care școală, societate, mass media, mulți în familie, îl simțiți, îl respirați toată ziua, tu ești propriul tău stăpân. În seara aceasta te cheamă Domnul Iisus Hristos să fie o generație care se îmbogățește. Dar nu o generație care se îmbogățește material, ci o generație bogată spirituală. O generație bogată spirituală. M-am uitat la interviurile luate
ocazia aceasta de postul creștin, Alfa și Omega, un sondaj de opinie făcut în Timișoara întrebă pe oameni reporterii ce este Crăciunul pentru voi. Crăciunul pentru mine, spuneam, este un cozonac bun, un șoric proaspăt, pârlit și afumat, un brad, Moș Crăciun. Este timpul în care renunțăm fiecare dintre noi la obiceiurile lui, la timpul lui, ne întorcem din străinătatea acasă, să fim împreună cu familia. Eu sărbătoresc familiei. Hristos? Hristos? Tot ceea ce îi dăruiește Iisus Hristos va demonstra ideea pe care o ai despre ea. Seara aceasta te cheamă supunerea, te cheamă renunțare. Te cheamă să stai înainte Domnului Iisus Hristos și să zici, Doamne, vreau să fiu primul care se dăruiește Ție. Vreau să fiu primul care se supune Ție. Vreau să renunț la obiceiurile mele. Vreau să renunț la mai controla singurul viața. Vreau să renunț la mai stăpâni singur ideile și prioritățile în viață. Aducă înaintea ta și supunerea mea, Doamne. Pentru că văd în tine mai mult decât un copil care te naște fiecare an pe data de 25 decembrie. Văd mai mult decât asta. Văd în tine Mântuitorul lumii. Văd în tine Stăpânitorul lumii. Văd în tine Dumnezeu Atotputernic. Dacă n-ai o imagine așa despre Dumnezeu, nu știi nimic, ești habanist, ești pierdut, ești rătăcit în spațiu. Apar mai de ce se întâmplă în societate și cu tine și în lume. Dacă n-ai imaginea clară că Iisus Hristos este Domnul, aleluia, n-ai nimic, nu știi nimic. Ultimul lucru și mă apropii de încheiere. Vreau să fac o paranteză. Am stat și m-am gândit de multe ori. Cine o fi inventat că predicatorul trebuie să predice primul într-un program? De ce predicatorul este forțat să asculte cântăreții și cântăreții pleacă când trebuie să vină predicatorul? E o întrebare retorică, nu trebuie să-mi răspundeți la ea. E o frământare. Vorbesc în general, toate bisericile așa. Toate bisericile așa. Nu știu de ce. O să mă mai gândesc. Dacă aveți vreo idee, veniți să mă consultați. Okay. Mergem la al treilea lucru pe care Cuvântul lui Dumnezeu vrea să-l transmită pentru noi în seara aceasta. Am vorbit despre o generație care a pierdut din vedere credincioșia față de Dumnezeu. E o generație care îl împarte pe Dumnezeu cu N lucruri. E o generație care a pierdut supunerea și o generație care riscă să-și piardă identitatea. M-am uitat între tinerii care cresc în urma mea. Nu sunt nici eu foarte bătrân. Am numai 27 de ani, mulți înainte. Dar merge extrem de mult mintea și mă tot gândesc la oamenii care vin după mine. Pot să-i deosebesc. Am fost la un eveniment care s-a întâmplat într-un oraș în România. Un eveniment foarte mult mediatizat. Și am putut să-i deosebesc pe tinerii pocăiți din orașul respectiv. Pentru că erau cei mai ciudați îmbrăcați, pentru că erau cei mai ciudați în comportament. Oameni care nu înțeleg că Iisus Hristos nu e un copil. Nu e o imagine. Nu e o pictură. Nu e un bătrânel dintr-o carte veche de 2000 de ani sau chiar mai mult. Iisus Hristos este Stăpânul lumii. Și cu asta nu te poți trage de șireturi așa cum încerci să mă faiești pe mine sau pe tatăl tău sau pe mama ta sau pe buzunul tău. Iisus Hristos este Domnul. Putem să spunem împreună lucrul acesta? Iisus Hristos este Domnul. Mai tare, pentru că n-am auzit. Iisus Hristos este cine? Domnul. Aleluia. Dacă nu înțelegi asta, dacă nu înțelegi și n-ai înaintea ochilor de această imagine, n-are Crăciunul niciun efect pentru tine. N-are predica niciun efect pentru tine. N-are cântarea niciun efect pentru tine. N-are biserica niciun efect pentru tine. Pentru că vei fi omul care vei împărți pe Domnul Iisus Hristos cu hobby-urile tale, cu pasiunile tale, cu poftele tale. Vei fi omul care vei fi împărțit în procente cu Domnul Iisus Hristos. Magia a înțeles că primul dintre se aducă aurul supunerii, aurul realității. Au renunțării la nevoile lor, la pasiunile lor, la gândurile lor și să-L privească pe Iisus Hristos mai mult decât pe ei și să se uită la Domnul Iisus Hristos mai mult decât la ei și să vadă în El stăpânul care trebuie să vină. Și în al treilea rând, magii au înțeles
pentru a avea această calitate și pentru a fi o generație plină de însemnătate, care să aibă impact în societate. Trebuie să fie adevărați închinători înainte lui Dumnezeu. În primul rând și poate ar fi trebuit să încep cu asta. Pentru că în primul rând spune cuvântul lui Dumnezeu că magii au făcut un lucru interesant. În primul rând s-au închinat Domnul Iisus Hristos și apoi au dăruit din darurile lor. În primul rând s-au plecat, s-au poștenit înainte lui Dumnezeu. Aș vrea să spun în seara aceasta ce trei lucruri despre închinare și apoi vom încheia. În primul rând, închinarea trebuie să fie o închinare care să te coste. Trebuie să fie o închinare care să te coste. Dacă nu te costă nimic, dacă nu te pui efort, dacă nu înseamnă nimic pentru tine asta, spuneți voi, lucrurile pe care le primim ușor sunt lucrurile la care și renunțăm ușor, așa? Un bani pe care îl primești și nu-l muncești, ascultă-mă că vă spun din propria experiență, sunt banii pe care și strici mai ușor. Dar momentul în care am muncit în clasa 9, prima oară, după ce s-a terminat clasa 9, în vacanța de vară, m-am dus să lucrez în construcție, pentru că îmi trebuia o blugi șmeche, Adidas și training, pentru că aș să purta pe atunci training. Se întâmplă cu mulți ani. Mi-a zis, stai, că vrei să fii șmecher pe banii tăi. Și m-am dus să muncesc și munceam în construcție. Și mi erau mâinile până la genunchi seara. Maica mi le tăream pe asfalt, când veneam acasă la ora 6, rupt. Nu mai îmi trebuia nimic, nu mai eram bun de nimic. Deci se dădeam numai patul și fiecare dimineață când mă trezeam, nu mă mai duc la lucru, dar mă gândeam Adidas și blugi. Hai, scoală-te, Silviu. Și în momentul când am primit bani în mână, pentru prima oară, că au fost banii mei, că m-am dus în piață, credeți că am putut să cumpăr orice? Eram gata să negociez cu oamenii. Eram gata să țin de un leuț pe care l-aveam. Pentru că erau banii muncis în mine. Lucrurile ușoare, lucruri pe care le primești ușor, nu le prețuiești. Sunt tineri care nu prețuiesc talentul pe care Dumnezeu l-a dat. Sunt oameni care nu prețuiesc darul Duhului Sfânt, botezul Duhului Sfânt pe care l-au primit. Sunt unii care îl primesc așa de ușor și sunt alții care îți doresc ani de zile. Și ei care l-au primit ușor, așa de tot, mă doar în sufletul să văd că nu prețuiesc, nu înțeleg importanța relației și a profunzimii cu Domnul Iisus Hristos. Magii au înțeles importanța.